Dar avem și noi niște frumusețe astăzi în studioul nostru. Vorbesc despre Anastasia Nichita și Valeria Cancer, campioana mondială la luptele libere, și Valeria este consultantă de stil. Nu în zadar v-am invitat împreună, dar dați-mi voie mai întâi de toate să vă salut și să vă mulțumesc pentru că ați venit. Mulțumim pentru invitație. Cum sunteți? Cum dispoziția? Sunteți foarte frumoase și așa, ambele în negru. Mulțumim. Deci... indiferent de ploaie, avem o dispoziție bună. Da, da. Ploaie nu trebuie să ne strice dispoziția. Ziceam, nu în zadar v-am invitat împreună. Eu vă urmăresc de mult timp ce faceți și relația, dacă pot să zic așa, între voi și vă admir. Vă admir pentru transformările voastre frumoase. Și să vă întreb, Anastasia, cum ați făcut cunoștință cu Valeria? Într-adevăr, ne cunoaștem, cred că, deja 2 ani de zile. Da. Eu sunt cea care... inițiatoarea. Da, inițiatoarea. I-am scris prima Valeriei pentru că vroiam o schimbare la mine ce ține de stilul vestimentar, ce ține de aspectul meu fizic, și mi-a plăcut foarte mult ceea ce face Valeria și iată, m-am decis într-o zi să-i scriu. Ea a fost foarte receptivă la mesajul meu. Pe... da, desigur că o cunoșteam și chiar am fost uimită de mesajul ei și zic, vai, cine mi-a scris? Am fost foarte entuziasmată și iată, s-a legat o relație deja de prietenie între noi două și colaborăm și prietenim și... tot pachetul. Atunci când, cum a fost de fapt? Cum are loc acest proces de transformare? Ați făcut un detox în tot ce înseamnă garderobă? Ați aruncat haine, le-ați donat, nu mai știu ce ați făcut. Da. Multă a scos Anastasia din dulap. Da, să știi, spre uimirea mea are o garderobă imensă. Nici nu m-am așteptat și am făcut în primul rând un detox la garderobă. Am lăsat tot ce îi se potrivește. După care doar cumpărăm lucrurile care îi mai lipsesc în garderobă, de ce mai are nevoie, ca să fie în trend, să fie actuală. Și ea este o fată foarte puțin, să zic eu, că încăpățânată, cum sunt de obicei fetele. Asta vreau să mai... este foarte deschisă, este deschisă la orice schimbare. Ea are încredere în mine și știe că până la final avem un rezultat frumos. Și asta foarte mult contează atunci când femeia are încredere în stilista pe care o ales-o singură până la urmă. Am știut eu cui să scriu. Deci n-ai regretat niciodată. Nu, desigur. Într-adevăr, Valeria foarte mult mă ajută și de când colaborăm împreună am primit și foarte multe mesaje și felicitări. Wow, ce bine arăți! Și știu că nu este doar meritul meu, dar este meritul nostru împreună. Corect. La ce ați atras atenția atunci când, sau atrageți în continuare atenția atunci când alegeți și alte ținute? Contează foarte mult, bănesc, nu știu, și evenimentul poate unde trebuie să mergi. Dar vorbesc și de garderoba de zi cu zi. La ce atragi tu atenția atunci când îi alegi? Desigur, întotdeauna ținem cont de dress code-ul care este stabilit pentru eveniment, să-l respectăm. Dar zi de zi obișnuim să purtăm ținute mai casual, confortabile, și dar în general la evenimente ne străduim să ținem cont de dress code-ul care este. Îmi dau seama că asta e cumva, știți, îți oferă și o mai multă încredere în sine și foarte mult contează felul în care arăți și na, până la urmă te uiți că sunt niște elemente banale, basic până la urmă, dar cât de mult contează când știi cum să le alegi și să le combini. Desigur, și corpul Anastasiei ne permite să purtăm orice. Și este foarte simplu de lucrat cu el, foarte simplu. Care ținute din toate cele mai mult ți-au... Toate. Toate. Deci, nu știu, ținutele care mi le alege Valeria, până poate că și-o văd pe poză, poate să nu-mi placă atât de mult, dar atunci când o îmbrac, și mereu Valeria zice că atitudinea foarte mult contează. Că încerc să mă încadrez în această ținută și, nu știu, se primește foarte bine. Atunci când pleci, nu știu, ori în cantonamente, ori la competiții, până că reușești să faci și o doză de shopping, vă consultați, o suni pe FaceTime? Mai puțin. Pot să zic că mai puțin, de obicei cumpăr eu toate hainele. Așa? Da. Anastasia nu prea încearcă să meargă la shopping, fiindcă nu dispunem de atât mult timp liber. Ea când merge nu are atât timp liber și de obicei le cumpăr eu.
Dau seama că acum e mult mai ușor deja când, când trebuie să aleg ceva. De la început, cum, cum era? A fost și de la început. La noi s-a primit din prima clipă, a fost ca la... de parcă ne știm de o viață. Da, din prima ne-am simțit conexiune între noi două. Corect. A fost și chiar este foarte simplu. Eu am observat și mi-a plăcut foarte mult chestia asta, pentru că văd pată de culoare în tot ce înseamnă garderoba Anastasiei, și un fucsie, și un verde tare fain, și același alb combinat cu alte culori. Asta oferă cumva iarăși o mai multă atenție în, în tot ce înseamnă Anastasia Nikita? Da, desigur. Am încercat să o scot din zona ei de confort, să încerce diferite nuanțe, fiindcă, cum am mai zis, și silueta atât cât și trăsăturile fizice, tot ce are, îi permite să poarte orice și de ce nu să ne jucăm, să mixăm cu avem culorile și câteva, și câteva poze. Da. Costumul ăsta e preferatul meu. Deci... Da, este foarte frumos. Așa. Și eu îl aveam și aici chiar Anastasia mi-a zis, vreau și eu așa. Uite, inițiatoarea a fost ea, la ceva foarte... Fain. Da, fain. Foarte aici trăgător. Avem și un costum negru, iarăși, și o pată de culoare de, de da. Fucsie. Și aici iarăși pată de... Deci văd că totuși culoarea este în, în, în garderoba, în garderoba ei. Și acest costum este, este minunat. Apropo, mai avem noroc și de sora Valeriei, care ea, da. Ea ne ajută mereu cu aspectul fizic ce ține de machiaj, machiaj și gătură. Deci tu ai o echipă, noi suntem o echipă, da. Noi suntem o echipă bună. Mult că le-am găsit pe ele, pentru că, într-adevăr, foarte mult s-a schimbat în ultima perioadă aspectul meu fizic. Da, eu chiar să știi, știi mă uitam în, în pozele tale și o transformare, știi, ușoară, dar tot mai mult și mai mult vizibilă. Și ești minunată și îmi dau seama că fără ajutorul unui specialist, de multe ori poți să o dai în bară, să pui prea multe accesorii. Așa e, așa e. Dacă nu știi, mai bine să te limitezi la minimalist, la lucrurile de bază, să nu încerci prea mult, fiindcă cu siguranță o să greșești. Și un lucru foarte mult ce îmi place este că Valeria este foarte directă. Ei, dacă nu-i place cum m-am îmbrăcat, îmi zice nu, scoate de pe tine că nu-mi place. Chiar dacă ți-ți place. Da, îmi zice direct, uite, așa nu este bine, nu-mi conjoară să-mi zică, da, poate așa, da, poate invers. Da, și asta e foarte bine, da, pentru e foarte că bine. Cu siguranță o să fii tu bine și ține și de tine până, da. Până la urmă. Fetelor, ziceați și voi, deja ați devenit și prietene. Da. Da. Cum petreceți timpul liber? Ce faceți? Când îl aveți timpul, da. Timpul problema liber? E că nu avem atât timp suficient, cât și Anastasia foarte des este plecată. Plus și eu locuiesc în Germania, dar vin destul de des acasă și când cum avem un timp liber, neapărat ne vedem și în oraș, dar chiar și acum avem un scurt timp și deja, mâine ce facem? Măcar într-o oră, măcar ceva să facem ca să profităm de timp împreună cât mai des, dar nu avem atât de des cât ne-aș fi dorit. Da. Tu ce faci în Germania? De mult timp ești stabilit acolo? Da, sunt de 4 ani în Germania, dar vin practic lunar acasă. Nu știu, nu mă pot eu despărți de Moldova. Moldova e inima mea și pur și simplu eu sunt o persoană foarte familistă. Uh-huh. Și toată familia mea este în Moldova și mie mi-e foarte greu să mă despart de familie, de prieteni, de tot ce ține de Moldova și vin lunar acasă. Deci destul de des. Pot să zic că jumate de an locuiesc în Germania, jumate în Moldova și iată așa mixez. Da. Și este și avantajul în meseria ta, pentru că poți corect. Lucra și de la distanță, din da, câte îmi dau eu lucra, seama. Da, mare parte lucrez online, dar avem și un plus ce ține că locuiesc în Germania, fiindcă am parte de și am acces la magazinele și toate brandurile da. Care nu le găsesc în Republica Moldova. Și la un preț mult mai accesibil. Da, corect. Și ăsta este un plus foarte mare pentru mine. Da. Anastasia, tu ai revenit curând din unde ai fost? În Polonia? Ieri ai revenit din Monaco. Da. Ia povestește cum a fost experiența. Ce ai făcut? Am fost într-un cantonament de pregătire pentru că săptămâna viitoare urmează să avem campionatul european. Ne-am pregătit acolo, după care a urmat o luptă în Monaco și iată, în sfârșit am venit și eu acasă pentru că, cum a zis și Valeria, este o familistă. Uh-huh. Eu la fel îmi iubesc foarte mult țara și mereu vreau să mă întorc acasă.
spui acum de campionatul european și mă uit la tine și parcă nu mi se lipește, știi? Deci e aceeași Anastasia Nikita, dar totuși e alt cineva, în sensul bun al cuvântului, evident. Nu știu, atunci când lucrați la tot ce înseamnă vestimentație, ținem cont și de accesorii și de încălțăminte, poate aveți niște sfaturi, niște recomandări pentru fetele, femeile care ne urmăresc. Tu deja tot ești în temă, deci atragi și tu atenția. Eu o las pe Valeria. Eu cred că tu deja ai înțeles că accesorile fac diferența și chiar i-am zis și Anastasia chiar a îndrăgit deja accesorii, mi-a zis să-mi cumpere accesorii. Deja știe că dacă pui pe tine accesorii, sunt 80% dintr-o ținută, ele fac parte. Însă la noi, mare parte fetele nu tare mult țin cont să aibă grijă de accesorii, dar ar fi de dorit să le mai pună pe ele, dar accesoriile ține la fel și de încălțăminte, uh-huh, și de geantă, nu neapărat tot ce punem, coliere și cercei, dar la fel, mai bine să ne consultăm, să avem grijă ce punem pe noi. Absolut. Și chiar accesoriile fac diferența. La ce renunțăm în această perioadă? Să știi că este o temă destul de dificilă, fiindcă fetele și femeile, în mare parte, nu prea ușor renunță la multe, mm-hmm, lucruri din garderobă. Eu făcând detox cu fetele, foarte greu renunță de la lucrurile care sunt ele obișnuite să le poarte. Însă, dacă nu vrem să fim foarte și foarte în vogă, să ținem, mm-hmm, cont de tot ce se poartă, atunci sfatul meu mereu este să ne menținem pe lucrurile de bază, să le avem pe ele în garderobă și culorile mai neutre, da, ca să le putem mixa între ele, să nu greșim. Iar tot ce se poartă an de an, întotdeauna toată informația atât este de multă în internet, în Instagram, peste tot, este acces liber pentru fiecare. Să vrei doar simplu, să faci această schimbare. Să te informezi și să ții cont cât de cât. Anastasia, tu cât de ușor ai renunțat? Și zici sincer, ai renunțat la hainele de care Valeria ți-a zis să renunți sau totuși le-ai păstrat așa pe poliță? Dar poate cândva o să le mai port. Nu, sincer să fiu, am dat toate hainele care Valeria a zis ușor, că... Ușor. Da, le-am dat pentru că mare parte erau toate exact una și aceeași. Așa. Dacă te uitai înainte la mine în garderobă, cred că găseai doar, da, pulovere și pantaloni. Da, și apropo tema asta, ce am mai vrut să remarc, fetele poartă mărimile greșite. Iată, uh-huh, aici este și la fel și Anastasia avea, de exemplu, același sacou, dar o mărime mai mică. Întotdeauna, uh-huh, fetele greșesc, își iau mărimile potrivite corpului, iată, eu port mărimea S, atunci iau un sacou S și întotdeauna le învăț. Dacă nu este modelul oversize, atunci neapărat trebuie să luăm o mărime, două mai mari. Stea mult mai bine, iată cum este și azi Anastasia în acest sacou. Este o mărime perfectă. Da, îmi plac și mie mărimile când... Na, eu și mai am kilograme de asta și îmi plac. Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Hainele oversize, iată, da, ascund micile imperfecțiuni pe care noi le avem. Da, eu mi-am luat un sacou în oversize, dar au zis că nu stă bine și... Dar, na, mă simt și eu foarte bine, mă simt foarte bine. Încă la ce trebuie să atragem atenția și la ce renunțăm în această perioadă? Știi cum este foarte simplu, în general, ca să te informezi? Uite, faci acces la toate brandurile care, uh-huh, sunt acum populare și uite acolo întotdeauna pe primele pagini găsești tot ce se poartă acum. Dacă anul este să poartă umerii supradimensionați, acolo în colecție o să găsești așa, uh-huh, ceva. Și uite, e foarte, pentru că a numerota 1, 2, 3, 4 este ușor, dar oricum trece așa vizibil. E cel mai simplu e să intri și să accesezi, să te informezi. Dar cea mai gravă problemă este mărimea. Uh-huh. Același sacou stilat poate să arate bizar pe tine dacă este o mărime greșită. Absolut. Neapărat trebuie să ținem cont de mărime. Da, de acord. Deja, nu știu, alegi rochii de mireasă. Alegi, ai mai avut așa ocazie? Am avut, am și cusut rochii de mireasă. Așa? Și rochiile mele de mireasă le-am cusut. Da. Scăparea mea. Da. Și rochia mea de mireasă a fost neagră, nu a fost albă. Ce tare! Da. Super! Și chiar n-ai fost criticată pentru asta? Am fost, normal că am fost. Că cum să te desparți, că e ghinion, că nu duce la bine. Și ziceam că le-am cusut și rochile mele, dar am cusut și pentru alte fete. Însă, da,
putem și... Ai auzit, da? Încă nu am ajuns la tema asta, dar cred că neapărat. Oricum, Anastasia o să fie o mireasă superbă și deosebită. Eu deja aștept momentul, pentru că sunt curioasă. De fiecare dată când știu că urmează un eveniment unde se adună toți sportivii, sunt niște diferite gale, de fiecare dată sunt curioasă. Tac, astăzi ce o vedem pe Anastasia, pentru că știu că n-aveți cum să dați greș și vă felicit pentru asta, pentru tot ceea ce faceți împreună. Mulțumim. O faceți frumos și cu stil. Mulțumim frumos!